Viața contemporană are un ritm tot mai alert și mai trepidant. Stresul ne afectează viața și ne poate influența negativ sănătatea. Asistăm totuși în ultimii ani la o tendință tot mai accentuată spre construirea unui stil de viață sănătos. Suntem tot mai preocupați de o alimentație sănătoasă, de menținerea unei forme fizice bune, de întărirea propriei sănătăți. Oamenii preferă în ultimul timp metode alternative, naturale, pentru menținerea sănătății și tratamentul unor afecțiuni. Una dintre aceste metode, cu adevărat revoluționară, este criosauna. Încă din antichitate, omul a folosit puterile terapeutice ale frigului pentru a calma durerea, a reduce inflamația, a îmbunătăți sănătatea, a secăli și a preveni bolile. Părintele medicinei Hipocrat menționează efectele terapeutice ale frigului. Acum circa 200 de ani, un om de știință german, Sebastian Kneipp, se arunca în apele înghețate ale Dunării pentru a-și trata tuberculoza, demonstrând că și cele mai grave boli pot fi tratate prin stimularea sistemului imunitar. În anii 70, profesorul japonez Tosimo Yamauchi a dezvoltat o nouă metodă terapeutică bazată pe expunerea corpului la temperaturi de până la minus 180 de grade Celsius. Ce este criosauna? Criosauna este o procedură opusă unei saune convenționale, în care organismul este expus de la gât în jos unei temperaturi cuprinse între minus 110 și minus 180 de grade. Timpul petrecut în cabină este de maxim 3 minute. Este o procedură suportabilă din cauza că aerul din cabină este extrem de uscat. Este incomparabilă față de un duș rece sau un scăldat la mare. Expunerea pentru scurt timp la temperaturi extrem de joase, fără a perturba mecanismele funcționale și energetice ale organismului, pune în alertă resursele fiziologice și realizează un restart al organismului. Cum decurge o procedură de criosaună? O procedură de criosaună durează, cum spuneam, maxim 3 minute. Pentru început, clientul este informat asupra riscurilor și precauțiilor unei care trebuie acordate unei proceduri la criosaună, după care îi se înmânează șosete de unică folosință, botoșei din lână, care trebuie să protejeze extremitățile inferioare, după care este invitat clientul să intre în cabină. Există, cabina este dotată cu lift, astfel încât se reglează înălțimea clientului, capul rămâne afară și clientul poate comunica în permanență cu operatorul. Se pornește procedura, în timpul procedurii trebuie neapărat clientul să se rotească, zicem noi, ca un pui la rotisor, după care, după cele 3 minute, cabina se oprește singură, liftul coboară și clientul este invitat să iasă din cabină. Cum vă simțiți în criosaună? Este o senzație unică, revigorantă, reconfortantă și suportabilă. Nu credeam că voi putea să stau la o temperatură atât de scăzută. Efectele benefice ale criosaunei sunt multiple. Elimină stresul și consecințele sale, îmbunătățește somnul, întărește sistemul imunitar, întinerește organismul, previne îmbătrânirea, regenerează în mod natural celulele organismului. Are efecte antirid, îmbunătățește aspectul pielii, o întinerește și o catifelează. Toate tratamentele cosmetice de înfrumusețare devin mai eficiente. Reduce celulita și greutatea corporală. Este o cale rapidă de tratament a traumatismelor sportive. Determină recuperarea rapidă a capacității sportive după efort. Tratează eficient unele din cele mai frecvente afecțiuni cronice din domeniile reumatologie, dermatologie, neurologie, endocrinologie, pneumologie. Are criosauna contraindicații? Criosauna este o terapie ce se adresează aproape tuturor categoriilor de vârstă, începând cu vârsta de 10 ani și terminând cu vârstnicii, chiar și la 100 de ani.
Am zis aproape pentru că există, ca orice terapie, există și contraindicații, printre care se numără boli de grave, anumite boli grave de inimă, anumite boli ale sângelui, urticaria la frig, sarcina și altele. Criosauna acționează intens asupra tuturor sistemelor organismului, durează doar câteva minute, dar efectele sale sunt durabile. După informațiile aflate direct de la sursă, ne-am hotărât să aflăm și părerea trecătorilor. Criosauna presupune o expunere a organismului la o temperatură de -160 de grade Celsius, timp de maximum 3 minute. Ați încerca așa ceva? Ca să fiu sinceră, aș fi puțin temătoare la început, dar cred că aș încerca, mai ales că am foarte multe cunoștințe care deja au făcut acest lucru și din tot ceea ce am deja citit pe internet, mi se pare un lucru foarte folositor, util pentru sănătate și inovator în același timp, pentru că, în general, suntem obișnuiți cu sauna ca un proces în care trebuie să transpirăm foarte mult și să eliminăm toxinele, dar această nouă variantă aduce ceva nou, un lucru care cred că o să ne ajute foarte mult să îmbunătățim organismul nostru. Sincer, nu, pentru că sunt o persoană foarte friguroasă și prefer sauna normală, unde este cald, bine, frumos, dar pare foarte interesant. Nu am auzit până acum, dar nu, n-aș încerca. Da, cred că da, nu știu, mi se pare destul de interesant și, sincer, n-am mai auzit de chestia asta până acum, dar am să mă mai documentez de pe net și, sincer, chiar aș fi curios. În concluzie, dacă v-am stârnit curiozitatea și vreți să aflați pe pielea dumneavoastră beneficiile frigului, vă invităm să vizitați centrul Criosauna din orașul dumneavoastră.